Deci au sporit înainte în contemplație și îi bagă în cele mai înalte contemplate duhovnicești, de la cântările mele. Aici poziția minții omului, dacă cu darul Dumnezeu s-a înduhovnicit mintea, orice cântare o trimite la Dumnezeu. Dacă e de veselie, și atunci nu e de veselie a Sfinților, în divizorbirea ierarhilor. Dacă e de jale, și atunci aminte de trimite a Zvistății sau de altă, deci prin contemplația naturală în Duh, adică prin rațiunile lucruri, prin cugetarea din vedere la Dumnezeu, El le preface toate duhovnicele. Aici sunt în etice, se spune Apostolul Pavel. Toate sunt curate și răscurate. Îmi spunea mie un lucrător a rugăciunii lui Iisus, cândva, m-am întâmplat odată, într-un sat. Cântători sunt la o casă acolo, unde ne-am dormit el, la distanță cam de vreo 3-400 de metri. Era un unde. Și cânta cu flaude de cereată să cânte la mine, organii de cereată. El era în timpul rugăciunii când a venit nuntă la casa și eu. Și acolo era o icoană de cele de Iosif Gheorghean, părinte Sfântul Munte. Unii îngeri stau în genunchi cu niște mănunchi de flori și îi dau Mântuitorul în brațul magic, îi dau flori îngeri. Mântuitorul a luat de la unul și întinde o mănunchi și ia de așa, da? Așa e o icoană. Poate și în jurul ei are 24 de medalioane de proroși. Cei 24 de proroși, așa e icoana și ei. Am văzut-o și eu. Și zice, dacă a fost mintea lui în duhovnicit, s-a mutat repede de la cântarea nunță, la cântarea îngerilor și a zis, dacă oamenii cântă așa de frumos, ăștia la nunță, era o cântare de joc. Dar oare este care a dus, zice, smog curlete de flori, este cu arit. Cum îi cântă Mântuitorul și mai de Domnul în cer? Din așa s-a băgat într-o contemplație duhovnicească de a plâns 4 ceasuri. Cugetând numai la cântările radio. După 4-6, zice, 2 săptămâni nu s-a mai suiet în inima, n-a nici un gând din fața pământului. Asta s-a curățit cu lasă din cine. Și de unii? De unii a intrat el într-o așa să medicuă? De la cântări. De la cântări de joc. Dar felul cum le-a înțeles mintea lui și cum le-a transformat prin lucrarea Duhului Sfânt, l-a băgat într-o lucrare așa de magică, 4-6, dimineața era ora 8:30 când au început să cânte. Și până la 12, aproape până la 1, mă gândeam, Doamne, cum cântă îngerii, dacă ce oameni au făcut organe de este de alamă, pe zice, ele de cânt așa de lucru, dar știu de ce e acolo. Unii dămpieți, herace și arhanghelii și herobinii, serafini, și cântare acolo. Numai asta aducându-și că se uita la îngerii și zice, dă un înger ce era așa de curaj și prea sunt. Ce fel de flaute, ce fel de crindițare și cum cântă, cum laute Dumnezeu, mereu cu cugetăm aici, mereu era în plângere și în inimă. Deci care a fost scopul să, că cel întâi când am luat inițiativa pentru lucrurile astea, a fost de aici a pornit de la noi. Noi am spus cândva mai multe. Care a fost scopul? Un muzican, el s-a arată cu cum este, de când era de 6 ani, a păstrat soldiul ăla în mână, era orb, copil orb. Tatăl era creșman, n-am mai, tu cu 63 ești. Dacă îi învăța să cânt, doar să mă de bani, tu n-ai voci. El s-a arată, a învățat, și cu urechea de la apă, era nevestit, îi spune tatăl, că Domnul înțelesește orb, atâta memorie are, este ordinar. Am mai văzut părinții de la sâmbătă, părinții orice. Bate la mașină orb și cu alfabetul braie și cu mașina asta n-am. A scris studii de cărți, s-a mă dat licența în teologie, nu cu orb de nas. Și deci iată că mă întreabă unii care nu pot să aibă discernământ între lucru și lucrare. Părinții dau frede magnetofonii, frede televizoane. Sunt relevi radio, televiziunea absolută, cu telefoane. Niciodată nu sunt joi. Foarte bun este că Dumnezeu a dat pricepul omului. Ia ca ce le face pe ele rele. Reau întrebuințarea lor, le face pe ele. Așa n-ar trebui să mai ai cuțit. Cu cuțitul poți să omori pe frate, să stai gâtul. Să tu poți să stai pâine și să te vede. Așa n-ar trebui să mai dai apă.
poți să nu așa n-ar mai trebui să mai fie dinte, că prea curat de taine, ca să se vinovat dinte. Toate cospunerea afacere sunt bune toate. Iar felul cum ne folosim noi pe ele, așa ele face rele sau bune. Deci nu sunt rele organele astea și aparatele astea care s-au făcut cu mintea omului, că nu s-au făcut nici care mintea așa din trei care este Dumnezeu. Și din cauza asta toate sunt bune, dar trebuie folosit cu bine. Și i-a spus acestui frate, la mărturisire, frate, 45 de ani de când sunt la nunți, la bufete și la crisme, la restaurante, e tot așa rănit pe rău. La cofetării, unii el vine să duce, să duce. Hai, Nicola, și orice diputare, profesare, să duce, să duce, compunere. Și-o-i făcut oameni să cânte, să joace, să râde, să facă. Iată de acum, dacă s-au adus dar lui Hristos aici, încetul cu încetul vrem să punem în slujba lui Hristos. Și tot cu organul, cu sândurica aceea care e cântatul la lumii, s-o coșește bagional. Dar s-o pui în slujba lui Hristos sândurica aceea. Și struna aceea. Și zice, lăudați că e în strune și în organe. Mergea de aici de așa, știți, sau că era un organ cu 10 strune care se cânta scală. Și chitara tot asta, și toate organe, și acum am de în biserica Occidentului, sunt orbile de mari. Ce se întâmplă? Crendița, am avut un organ sfânt în legea veche. Că Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să facă crendițele de argint după cum și sacre, cu care să înceapă să spune și încetarea sabatului, și încetarea sabatului, e văzut la istaderea Erihonului, cu crendițele am conjurat Erihonul în sapte, de lisa de rămat, la peste cei sapte în parasa în anis, cu pivotul lege. Și tot cu trâmbițele mergeau să la război, cu dânsele mergeau ca rugăciune. Și când s-a pogorât Dumnezeu pe muntele Sinai, atâtea trâmbițe îngerești s-au văzut. Și se cutremura muntele și muntele se lua să fug, ardea cu băpaie până la cer. Și de glasul trâmbițelor și de cutremurul și de băpaia din Sinai, poporul fiind în față cu Sinai, cu muntele Sinai, a început să strige la Moise. Nu mai vorbi, tu nu ne mai vorbeam cu Dumnezeu că murim. Nu frica de câte. Vorbește tu cu Dumnezeu, dar poți vorbești cu noi, nu ne mai vorbim, nu ne mai vorbeam. Le vorbea lor, poporul care era la poalele muntele. Și ai văzut, în cerul strângit și jos. Deci până la anul 613, știți că noi n-am avut în biserică cu locul. Rândicele era, uite, la Sfântul Ioan Scărar, nu spune când sună focul. S-au făcut toate în manuscris, am la masă, nu am zis, avem editele de mănăstirea neamțului. Când au auzit glasul trândice, veniți cu toate la cântările de dimineață noapte, la cele de dimineață. Primul clopot care s-a pus în biserică, a răsăritului, a fost un clopot de tinichie, care s-a pus la biserica de Zina și a altă de găsete la muzeul bisericii. Din Colonia, din Cion, din Germania. Așa copul de chimite, foarte vechi, primul copul care s-a pus în biserică. Până atunci, trimitea. Era la liturghie, trimitea la vecenii, trimitea la utrene. Suna în șeterea duminice, sâmbătă țara, dascăle și preoțe cu trândițe. Deci așa, duminice, cum suna odată sabatul. Tot așa, și luni dimineață, în șeterea lucrului. Și la biserică. Deci, trimite un organ, dacă vedeți în Bucovina. Nu se mormântează aproape nici unul fără trimite. Eu am mormântat o fată a Chirina la zi, cum vă discuți într-un stat, Laura. Era care a cea mai mare din familie, măsa văduvă de boșinite. Și așa e cea mai mare, s-a mată o masă în oscoză, i-a rămas din sătul și să vină la mănăstire, împărțășită și spăvăduită. Era stomatul de-a spărmat o bucătă. Și noi ne-am dus din mănăstirea Purna, eram atât cu serviciu acolo, doi preoți și doi diaconi. Și am mai venit încă trei preoți de acolo, un părinte Cristorian, unul Octavian, Sabin, unul Ietanu, și un diacon din Miria, avem un soc, și am venit două coruri sau trei din sat, și patru trimis de o parte și patru de o parte. Și am mers vreo 2 km cu Cisel până la Dimitrid, cred că plângeau și scrie. Când înceta corul, începeau trimisul. Când înșteptau trâmbițe, înșteptea corul. Și am ținut o predică acasă la Mărtoșa, adică judecătul lui Dumnezeu. Întreba, de ce am murit așa dacă vin de la biserică? Toma, când vine, strigă-te. Veri și de ea.
Și când am văzut, le vedea omul drept că are moarte gramnică și se bucur foarte. Și în aceea este iartă și ultimul păcat. Și duce la bucuria așa fără mani. Și una altă nu l-a simitit și înainte de a da în groapă, m-a făcut atent preotul cel mai bătrân acolo, un părinte ieșa în obiul bardul și pe la bivorări în jos. Și acum așa spune părăsirea vieții, să-i bichi. Când au fost și ea trămițele, așa cam asupra grosului, patru voinini plăcăi într-o parte și patru într-o parte. Da. Când a început să cânte părăsirea vieții, nu era, nu exista nimeni să nu plângă acolo. Atâta era de jalnic, era. Și pe urmă noi am făcut tresaj de unul vernic a pomenirii și am dat fața în groapa, am trecut în groapa și am venit înapoi. Iată trimisa de ce-i pusă pe ei. Am pus o parte de cântări de ei, dar sunt puse pe glas de trimisă. Unul la cele care au pentru trimisa de cătă, celălalt care pentru judecata de apoi, pe glas de trimisă. Pentru că trimisa este o damă în biserică și are o melodie foarte jonă.